Neața, o nouă zi, o nouă tură, lume nouă. O nouă aventură. Aventura din Carpați, ia zâmbiți la cameră. Carpați. Suntem la refugiul Speranțelor. Uite și călinețul, încă mai e zăpadă. Dane, ce traseu avem azi? La meniu de prânz? Da. Bondar la tigaie. Sote de bondar, auziți. Hai că se anunță o zi faină, e senin. Poate avem noroc și nu ne plouă. Frig nu e. O să fie o zi faină. Uite. Vâlcelul cu smurdar. Traseu de iarnă, zice Dan. Vai cât de frumos se vede. Și în jos. Asta e brâul Ciorânga. Ia să vedem. Ce fain se vede pe aici. Ce se vede la munte? Cam mișto pe aici la munte. Uh-huh. Ne place, mai venim. Uite, Valea Bârsei. E liniște, e bine. Liniște și pace. Uite, cine vine pe aici își lasă bețele. Păi, astea sunt bețe de drumeți. D-astea. Natur. Ei, era ceva să găsim un lechi pe aici. Era o idee. Da. Și cu asta se face cățăra. Da, pe canion în sus. Canionul Ciorânga și bondarul. Un bondărel. Pe aici o să cățărăm noi azi. Uite și tura acolo. O luăm în sus și începem. 6 lungimi de coardă. Da. Am eu puncte de reper. De acolo am venit. Zbang, zbang, zbang. Pe aici. Pe aici ne e drumul. Ce nu-ți place? Nu, trebuie să mă întorc, să ne echipăm. Ia. Să-l pădan cum ne filează. Și o vid aici sub mine. Da. Cum e? Da. Ce mișto e pe aici. Pe unde cățărăm noi? Se cerea o filmare pe aici. Știu că Dan nu agrează. Da. E prea mișto. Ia uite, încă o echipă. Și o vid aici sub mine. Și domnul Dan la manșetă. La manșă de la manșă. Au, ce fain e pe aici. Cățărare, cățărare. Uite acolo-s băieții, pe traseu dificil. Și urcă tot peretele ăsta. Toată piatra. Pe toată urcă. Na. Toate lesprisele. Lire. Hai că e ceva. Am urcat și noi, mă rog, nu trebuie să vedem. Suntem înaintea lor. Da, exact. Exact, ia. Să se vadă de unde naiba că țărăm. De sus. Ce-o fi în mintea noastră? Ce căutăm noi pe aici? Aer cu vitamine. Da. Vai, ce fain e. Vitamina D de la tenenți. Cum e, Dan? Uite. A doua echipă. Și noi pe unde am venit. Motherfucker. Cam obositor. O țâră. Ia să-i vedem și pe băieți. Faceți cu mâna la cameră. Lasă că-i dau zoom acasă.
Ia, nici nu se vede până sub plomba asta, pe unde am venit. Dar niște priveliști de aici, ceva deosebit. No, am ajuns și în creastă, aproape. De acolo venim. De acolo. Domnul Dan. Tot aici, am onoarea să vă salut. O video? Foarte bine a fost. Păi crezi și eu, că s-a terminat. Adevărat. Dacă aici mai avem 6 lungimi, e perfect. Adevărat că s-a terminat. Adevărat s-a terminat, da? Mamă, dacă de miștoi pe aici. Păi să... Dacă nu vine ploi, ce se va. Dacă nu, da. Totul e perfect. Ia să se vadă. Asta a fost. Și asta e creasta Bondarului până în creastă, nu? Îl dracu Bondar, pe unde vine el, mă? Bondarul, drac. Îi place lui la munte, aer cu vitamine. Da, cam asta a fost. O tură super de cocoț. Alta nu mai facem. Asta e vâlcelul cu smurdar, nu? Nu, canionul cel lângă mare. Următorul? Următorul. Da. Da. Am terminat cocoțul, dăm la jnepeneală. Suntem aici cu Dan și cu Ovidiu și am lăsat Bondarul în spate. O luăm spre vâlcelul cu fereastră. Uităm că e zăpadă pe aici, capetele astea de văi și de padini. Și pe călineț era, pe treimea superioară se vedea de jos zăpadă. Ce fain se vede. S-a cam înnorat. Sperăm că nu ne prinde ploaia. Cu puțin noroc o să fim ok. Cu puțin noroc mergem cu bine la mașină și atunci punem capătul unei ture excelente. Bravo, Dan! Super! A ieșit excelent! Ia, băieții la rapel! Rapelăm pe vâlcelul cu fereastră și cam asta a fost tura de azi. Imediat ajungem jos încolo, în stânga-i refugiu speranțelor și de acolo zbang, zbang! Ia, Ovidiu un rapel! Aici am venit. Una peste alta, o tură excelentă, absolut superbă. Văd că ține vremea cu noi, deși s-a norat puternic, nu ne-a plouat. Nu mă plâng.